în care este stadiul construirii noului acvariu? L-aș încadra clar între ofertele noastre turistice. Siguranță, acum noi am scos la licitație, se efectuează proiectul tehnic și va intra în linie dreaptă și acesta. Și toată echipa și noi toți Consiliul Județean suntem clar racordați, în primul rând la identificarea axelor de finanțare, pentru că e foarte important să ai sursa de finanțare. Și nu în ultimul rând, ca proiectele tehnice să nu aibă niciun fel de fisură, să fie implementate, pentru că am avut experiență, știți foarte bine, tot am avut contractori care au întârziat, acum avem toleranță zero față de tot ce înseamnă etapele de implementare a proiectului. Am cerut direcție de proiecte, pe momentul când sunt întârzieri și nejustificate, să reziliem contractele, pentru că trebuie să reluăm să lucrările într-un ritm accelerat, să recuperăm ce n-am făcut până acum. Sigur că mai avem și teatrul de vară, care, iată, a fost, acum este pe SICA pentru reabilitarea și aducerea lui la stadiul de funcționalitate. Și credem că și el anul acesta va întruni condițiile ca la anul să dezvoltăm, să desfășurăm, mai corect spus, activități pentru care a fost construit. Încercăm împreună cu partenerii noștri și încercăm împreună și cu toți factorii economici ai județului să dezvoltăm această latură de ofertă prin istorie, prin industria divertismentului, să completăm o ofertă turistică în așa fel încât să ajutăm tot ce înseamnă turismul pe litoralul românesc. Mulțumesc mult!